pass that on. Well, what did they talk about that? După protocolul pe care trebuie să-l urmez în mod obligatoriu. S-a spus că trebuie să mă prezint mai întâi. Dar nu vreau să spun decât că mă numesc Duma Bernardin. Sunt preot catolic franciscan. Sunt la Hlocești momentan, dar sunt și decan al Facultății de Teologie la Institutul Franciscan. Și în seara aceasta mi s-a propus să fiu prezentatorul oaspeților dragi pe care îi aveți în fața dumneavoastră. Și sper să-mi fac cu bine misiunea care mi-a fost încredințată. Sunt un pic emoționat. Este prima dată când mă aflu lângă domnul Titi Dingă, o personalitate faimoasă, foarte cunoscută în spațiul public din România. Așa încât cred că sunt firești aceste emoții. Vreau să începem împreună cu o rugăciune, pentru că pe lângă conotația culturală, avem și o conotație spirituală. Este vorba de Papa Ioan Paul al II-lea, pe care îl vom revedea cu ajutorul invitațiilor noștri. De aceea vreau să vă invit să ne rugăm împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Lăinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă rog să luați loc. Tema acestei seri, acestei conferințe, se intitulează Ioan Paul al II-lea, un papă care a schimbat istoria. Cred că fiecare dintre dumneavoastră este de acord că acest lucru într-adevăr s-a întâmplat și vom vedea pe aici, pe acolo, evenimente, momente care au contribuit la această schimbare epocală, nu doar în țara noastră, cât și în Europa. Iar și Europa este a noastră. Vreau să salut înainte de toate oficialitățile prezente, autoritățile locale, distinși profesori, directori, medici, și pe fiecare parte să se simtă salutat și îmbrățișat. Pentru că suntem în perioada pascală și ne mai salutăm și ne mai îmbrățișăm spunând Hristos a înviat. Așadar, vreau să-l prezint înainte de toate pe Părintele Sebastian Diacu, profesor de istoria Bisericii la Institutul Franciscan, care în câteva minute ne va prezenta o sinteză a vieții Papei Ioan Paul al II-lea. Așadar, vă invit să-l urmărim cu atenție. Hristos a înviat. În imaginile pe care le vom vedea, vom încerca să surprindem câteva ipostaze din viața Sfântului Ioan Paul al II-lea. În primul rând, trebuie să ne amintim perioada în care a trăit, 18 mai 1920, 2 aprilie 2005. În această perioadă, el a găsit o colonie care abia se renăștea după cele prime 3 destrămări care au desfințat statul polonesc ca existență, au scos țara de pe hartă și de doar puține ani, de vreo 2 ani, Iosif Piłsudski, mareșalul Poloniei, care devenise guvernantul Poloniei, a reușit să reunească polonezii împreună cu preoții catolici și cu aceștia a chemat tot poporul polonez la luptă, să nu mai stea împărțiți în 3 direcții, în 3 fracțiuni, ci să fie o Polonie unită. Mai că această Polonie trebuia să aibă la bază încrederea în inima lui Iisus și a Mariei.
În această perioadă se naște Papa Ioan Paul al II-lea, care pe la 9 ani rămâne orfan de mama lui și tatăl îl vede că este jucăuș prin sacristie și spune: Carol, roagă-te Sfinte Fecioare Maria și Duhului Sfânt să te lumineze, ce fel de ministrant trebuie să fii tu. El s-a rugat cu toată înflăcărarea și nu doar că a fost un bun ministrant, ci a fost un exemplu pentru fiecare dintre noi. În imaginea aceasta pe care o vedem aici afișată, este vorba despre momentul în care el a fost ales ca papă în 1978 și primele sale cuvinte, pentru că el vine dintr-un regim care a pătimit o Polonie împărțită, o Polonie afectată de reconstrucție, dar în același timp izbită cu multă putere de nazism și comunism, de partea sovietică, și acest papă vine să ne spună fiecare dintre noi, nu vă fie teamă. Nu vă fie teamă de regimul de opresire, nu vă fie teamă de diavol, nu vă fie teamă de nimic. Căutați-L pe Hristos, deschideți-vă porțile inimilor voastre larg și aveți încredere deplină în Hristos. Și mesajul Lui vine foarte bine, pentru că astăzi este 16 mai, peste două zile am putea zice că celebrăm 99 de ani de la nașterea Lui. Și acest papă vine pentru a ne vorbi despre curajul de a-L întâlni pe Hristos. Astăzi Biserica Romano-Catolică, Arhidieceza București, îl amintește pe Vladimir Ghica, care a murit în 1954, 65 de ani în urmă. Și cum el a fost ortodox și a spus că s-a făcut catolic pentru a fi un mai bun ortodox, astăzi putem spune că privim la acest papă, Ioan Paul al II-lea, care ne invită, prin viața lui, să-L căutăm pe Hristos și să nu ne despărțim niciodată, să nu ne fie teamă, nici de cruce, nici de Sfânta Fecioară Marie, pentru că toată viața noastră se luminează doar apropiindu-ne de Iisus și Maria. Este Ioan Paul al II-lea este papa care a schimbat istoria Bisericii Catolice și a lumii și am putea spune că toți suntem parte la aceasta și dacă încercăm să fim atenți un pic, să analizăm, să evaluăm perioada pe care am trăit-o, am putea spune că chiar se vede aceasta în istorie. Aici vedem Carol Wojtyła, care s-a născut, vă spuneam, în 1920 la Wadowice, în sudul Poloniei, în preajma Cracoviei. Pe la 9 ani, mama lui a murit și a fost crescut de tatăl său, care era ofițer de carieră. Vedem câteva imagini din viața lor. În copilăria sa, marcată de lipsa mamei, a găsit alinare în rugăciune adresate Sfintei Fecioare Maria și acestea devin și lozinca vieții sale, totus tuus Marie, cu totul altul Sfântă Fecioare Maria. Crucea va avea și un loc central în spiritul său, pentru că crucea, deși pare un semn al înfrângerilor, de fapt este un semn al biruinței. Pentru că Iisus însuși spune, când vei fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine. A studiat teologia la Cracovia, vechea capitală a Poloniei, și pe 1 noiembrie 1946 a devenit preot. A format tineri în spiritul creștin, a fost pasionat de teatru, dar a renunțat la teatru pentru veșmântul preoțesc, considerând că prin teatru ajunge în fața oamenilor, dar prin preoție ajunge în sufletul lor. A fost ales la 16 octombrie 1978, la 58 de ani ca papă, al 264-lea suveran pontiv. 16 octombrie este ziua Sfintei Maria Margareta Lacoc. Este o sfântă franțuzoică care a avut o mare devoțiune către prea Sfânta Inima lui Iisus. Viața și pontificatul său s-au întrepătruns cu schimbările istoriei. Cum vă spuneam, cei care suntem de vârstă un pic mai mărișoare, ne dăm seama că am observat aceste schimbări în direct. A supraviețuit celor de-al doilea război mondial și a depășit două regimuri totalitare, cum vedem și în imagine, întâlnirea dintre naziști și socialiști, am două partide de stânga, comuniste, dar cu orientări un pic diferite și am două la fel de atroce. A contribuit la căderea zidului Berlinului, care separa estul de vest, a insistat pentru prăbușirea comunismului în Europa și reunificarea continentului și dacă astăzi vorbim de Uniunea Europeană, dincolo de cei trei părinți fondatori ai Europei, putem spune că un efort decisiv a avut persoana lui Ioan Paul al II-lea, care atât de mult i-a supărat pe rușii încât l-a trimis pe Mehmed Ali Agca ca să îl execute. A susținut declarat mișcarea anticomunistă din țara lui, Solidarność, Solidaritatea, și aceasta a făcut ca și Europa Centrală și de Est, dar și Occidentul să fie impresionat de personalitatea marcantă a acestui papă. Încercați să vă închipuiți Europa fără acest papă, cum ar fi fost. Încă nu eram pe aici, în aceste discuții. A călătorit din 104 țări și a parcurs de 30 de ori circumferința Pământului.
Circumferința Pământului, 40.000 de kilometri pe linia Ecuatorului. A canonizat 482 de sfinți, a beatificat aproape 1340 de persoane, mai mult decât toți papii din 4 secole. Vizita papei Ioan Paul al II-lea în România, perioada 7-9 mai 1999. Aici vedem sosirea la București, întâlnirea cu președintele de atunci, Emil Constantinescu, cu patriarhul Teoptist și vizita de la Patriarhie. A fost primul papă care a luptat pentru pace și a depus eforturi susținute pentru dialogul între religii. Ne amintim de întâlnirea de rugăciune de la Assisi. Apoi a fost primul papă care a vizitat România și a mulțumit patriarhului Teoptist care a aprobat chestia aceasta, adică nu putea să vină fără aprobarea patriarhului, dar a venit și a fost, amândoi au fost de aceeași dorință, pentru că vorbisem cu un secretar al Patriarhiei în aprilie 2005 și a spus că Rusia a zis României să nu-l primească pe papă. Și patriarhul a vorbit cu ai săi consilieri și a spus: suntem biserica autocefală, decidem noi, să vină. Pe 9 mai 1999, sute de mii de credincioși s-au adunat din toată țara la liturghia de la București, la Parcul Izvor, și îmi amintesc că dând bilete acolo pentru ca să împart credincioșilor când se ajungă în diferite locații, au venit doi civili pe lângă mine, mi-au cerut bilete, le-am dat și de bucurie spune: și noi suntem de la Focșani și suntem preoți ortodoși. Am venit și noi să vedem pe papă. Papa Ioan Paul al II-lea a fost primul care a vizitat țara majoritară ortodoxă, ne-a salutat pământul, a vorbit în limba noastră, a dus omagiu poporul român și a fost foarte impresionat, mulțumind poporul român, pentru că în 1940, 39-40, când Polonia era pe punctul să fie distrusă, România a fost singura țară care și-a deschis brațele primind poporul polonez, guvernul și armata să treacă pe teritoriul nostru cu tot cu tezaur. Și în schimb, prin 1980, s-a creat Spitalul Budimex, Spitalul de Copii Marii Curie din București, unde guvernul de atunci al Poloniei a spus că este un gest mic pentru o faptă enorm de mare care ne-a salvat țara într-o vreme de restriște, când nu avea nicio speranță. Și Ceaușescu de atunci a dat pământul, iar guvernul Poloniei a făcut spitalul cu toate dotările, ca recunoștință pentru ce a fost atunci. Vizita papei rămâne în istorie prin Sfânta Liturghie Greco-Catolic din Catedrala Sfântului Iosif, la care papa Ioan Paul II a participat alături de comunitatea catolică, îmbrățișarea suveranului potriv patriarhului, strigătul spontan al credincioșilor de unitate, pentru că lumea dorește această unitate, România este una dintre țările cele mai deschise din acest punct de vedere, a fost în Republica Moldova, în Ucraina, sunt dificultăți cu cei din partea cealaltă ca și mentalitate și, într-adevăr, Biserica Ortodoxă aici este cea mai deschisă. Apoi, am putea spune că ceea ce ne vorbește în întâlnirea, îmbrățișarea dintre cei doi, Papa și Patriarh, este un semn că unitatea nu este departe, dar ceea ce trebuie să facem nu este o unitate care să ne sperie cu ecumenismul, ci trebuie să fie o unitate de suflet. Adică nu contează atât o unitate rapidă, cât o regăsire în Hristos. Pentru că degeaba ne unim dacă nu-L avem pe Hristos în mijlocul nostru. Hristos trebuie să fie același ieri, astăzi și totdeauna. Vă mulțumesc. Este acum un cântec la final de, dacă îl poate prinde computerul, nu știu, cu Amedeo Minghi, un om avilut de multul lontan. Este un cântec foarte interesant și este perfect pentru momentul acesta. Acela. Vă invit să-l ascultați, pentru că descrie istoria momentului. Ca și alte informații, am putea spune că papa Ioan Paul al II-lea a scris peste 200 de volume, totalizând peste 1 milion de pagini, echivalent cu o bibliotecă în toată regula. Și ceea ce putem vedea din mersul său, din vizitele sale internaționale, este un semn că pentru el toți oamenii contează de pe toată fața Pământului, a fost respectuos cu toți, deși este din estul Europei, nu a fost un om închis, ci a fost un om foarte deschis și ne invită pe toți să fim la fel. Să nu ne fie teamă, să ne deschidem inimile spre Hristos. A introdus pentru prima oară zilele mondiale ale tineretului, spunând că ONU a propus. Da, a făcut. Meglio che il ricordo dei campi grandi.
ancora. E intanto scrivevo poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano fingeva il dolore in ogni brutto di una mano. Qualcuno ha sparato e io quel giorno pianto, ma tutto il mondo è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore. La verità non muore, un uomo che parte vestito di bianco. Per mille paesi e non si è mai stato. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso. La guerra innocente e cambia il suo cuore. La verità che muore. Mulțumim frumos, Părintelui Sebastian, pentru această incursiune pe care ne-a făcut-o în viața, personalitatea, misiunea acestui papă cu totul excepțional. Vreau să vă fac o mică mărturie. Și eu și mulți dintre voi, cred, ați fost contemporan cu papa Ioan Paul al II. Eram, între ghilimele, îndrăgostit de acest papă, care oriunde ea vrea să întâlnească, în primul rând, pe tineri. Să-i vadă surăzând, să le asculte speranțele, problemele, dificultățile. Și am avut ocazia să-l întâlnesc la Roma, în anul 2000, cu mii de tineri adunați în piața Sfântul Petru. Am avut ocazia să-l întâlnesc la Paris, la Jeunesse Mondiale de la Jeunesse. Și, deși avea dificultăți la un moment dat din cauza vârstei și bolilor să pășească, cu toate acestea a fost prezent pentru că avea o inimă de tânăr. Și eu simțeam tânăr lângă noi. Un tânăr cu să zicem, paraul. Acesta a fost papa. Papa tânăr, inima tânără și voia să transmită mereu ceva care să dea energie noilor, tinerilor generații. Înainte de a prezenta pe invitatul acestei serii, invitatul nostru deosebit, vreau să salut pe Părintele Ionuț Amarinei, care este director al Seminarului Ortodox din Roman, reprezentant al Sfintei Sale. Și acum îl voi prezenta pe invitatul nostru, care se află la dreapta mea. Vă rog să-l aplaudați. Nu știu dacă este pentru prima dată, cu siguranță nu ultima dată. Este, s-a născut la Vaslui. Nu e necesar să spun anul. De obicei nu se spune anul, nu? Așa? A făcut multe studii, între care și la Roman. A făcut studiile elementare și liceale de bază la Roman. A studiat la Seminarul Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț, județul Neamț, studiile liceale.
arăt că este un nostru și că n-ar trebui să ne uite pe unde merge. Apoi a studiat la Facultatea de Teologie din București, deci este licențiat în teologie. A studiat la Universitatea din București cursuri post-universitare pentru doctorat în specializare istoria și filozofia religiilor. A studiat la Universitatea Mării Negre cursul de specializare mass media, abordări ale globalismului și regionalismului. A studiat la Colegiul St. Oak din Birmingham, Anglia. Este așadar doctor în teologie al Universității din București. A urmat cursul la Colegiul Național de Informație al Academiei de Informații Mihai Viteazu și are o experiență profesională foarte vastă. A fost redactor la redacția Viața Spirituală din cadrul Televiziunii Române, publicist, comentator la redacția Viața Spirituală, apoi redactor șef, adjunct al redacției Viața Spirituală, publicist, comentator cu atribuții de coordonare, programare, programe religioase și programe speciale. A fost director de programe în cadrul TVR, director al Direcției Artistice și Producție TVR. Din august 2015 până în prezent este senior jurnalist la departamentul Casa de Producție TVR. Are o activitate remarcabilă în cadrul române. Are peste 400 de ore de dezbatere în direct. Și acum 400 de ore. Și acum se adaugă cele care vin cu papa. Așa. Are aproximativ 150 de ore de reportaje, anchete, interviuri din țară și din străinătate. S-a ocupat de coordonarea supra report editorial a majorității edițiilor speciale ale redacției Viața Spirituală. L-am întâlnit, de fapt, cu astfel de ocazii. Din septembrie 2008 este director al festivalului și concursului Internațional Cerbul de Aur, Brașov, nu știu dacă mai este. Acolo este temporar, e director pe perioada câte cerbul. Ok. Și alte activități profesionale. Redactor șef al revistei culturale Arca, asistent universitar la Facultate de Drept Internațional și Relații Publice Titu Maiorescu, lector universitar la Academia de Artă Nicolae Grigorescu, care o sumedenie de lucrări și studii elaborate, amintesc doar dialogul interreligios în teologia ortodoxă română contemporană, islamismul în privire generală, misiunea creștină și mijloacele de informare în masă audiovizuale și multe alte activități. Este membru pentru perioada 2000-2007 în Comisia pentru Dialog Interreligios al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Geneva, Elveția, membru honoris causa al Universității Paris din Mumbai, India, membru al Unității Ziariștilor Profesioniști din România, participant la conferințe internaționale în domeniul studiului filozofiei religiilor, jurnalismului, parteneriatului cu televiziuni europene, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și președinte al Fundației Culturale Panta.